domnilor, președintele Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale din România, prietenul nostru Călin Mătieș, a venit chiar acum la Neața. Da. Bună dimineața! Viața bună! Să-l salut eu primul! Să trăiți bine, ați venit la noi! Sănătate! Poftiți! Luați loc! Bine veniți! Ia un loc, te rog! Luați loc, poftiți! Cu drag! Poftiți! Stai mă, că nu... Stai mă, băi, omule, că poate, te, poate, da. Poate nu-i cum te poate gândești. Poate-s doi bolovani. Nu mai adu firică apă. Asta nu vine de departe. Căline, să știi că sâmbătă mă pregăteam să merg la munte și am dat de cuțitul de la tine, l-am pus la loc de cinste. Da, mă, tu ai luat cuțitul omului? Încă mirosea slănină. Îl mai ai? Da. Noi ne-am chinuit ani de zile să-l aducem pe Călin atunci când tu ești în platou, pentru a completa, nu-i așa, puterea ta. Dar putea să-mi spune ce rămâneam încă o oră, două, trei? Da. Dar așa cum ai mei colegi în frunte cu Michi au sesizat, aș dori să îți atrag atenția asupra unui fapt. Că, deși este pentru prima dată când a venit în platou și tu erai aici, a dispărut carnea. Astăzi sau atunci? Nu, de astăzi. Pe masă. N-am luat nimic să zice că s-or chinui, dar nu s-or chinui. Știi când îți trimiteau pozele alea de pe WhatsApp? De fiecare dată, când plecai, erai pe drum. Intenționat făceam. Pang, 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 pang. Hai, hai, hai să facem. Hai să începem, dar stai, să nu... Hai să începem să vorbim, așa-i? Mă... N-am știut că este aici, că nu, nici mie nu-mi spune nimeni, știi? Totdeauna se creează niște diversiuni aici, I-am văzut urechiușele. Asta, asta, stai un pic, asta nu, asta ți-o place ție. Asta ți-o place ție, că e cu slană și cârnață. Înăuntru. Da, că am adus, am adus, am adus și... Uite-te, asta e cu zacuscă și ciuperci. Dă-l eu. Ia o răzvan, vino de-o primește, tată, zi. Te-i lepădat, male, dă-i-o. De, să nu le curcăm, Doamne ferește. Nu, că de fac moarte de om. Cu ce treabă ai venit la București? Măi, zdrângă-ne-o să nu... Zdrângă-ne-o să nu fi încurcat, Doamne ferește. Mi-e da, ce miroasă. Mă. Mamă, stai, ce stai, stai, stai să-ți dau, că nu poți. Dă-i, dă-i ce, păi stai să-ți trebuie. Tu nu ești pregătit. Astea. Cine să mai uită, mă, la laptop? Poți să iau programul ăsta? Da, da. Nu cred. Dar trebuie să-i faci o cruce mare înainte pe dos la pit. Hai, fă-o tu, te rog frumos, ca să nu stricăm... Uite, Vlăduția, ia pâinea asta de la, da, de la acum, Călin. Pa mea nu lua, lasă, ia-o pe lor. Cotă și lucruțură. Și cum, așa? O tai? O, ca tai, să nu... o tai, a, ca, o tai normal, ca da? Oamenii, exact. Ia, mă, să nu fie glumenia. Nu, nu, adică nu, dacă nu mi-ai dat brânză, nu ne nu, mai înțelegem nu, ca nu, oamenii. Nu, că e cârnaș și slană de pust. Am glumit, Dumnezeule mare și bun, ai văzut ce față ai făcut. Deci poate să uite și el Antena Play să-și vadă fața, nu? Da, bineînțeles. Păi nu, că ai făcut o glumă, că simt. Simt că... Ba, nu, nu-i glumă. Ia uite, ia uite. Puțin, foarte puțin. A fost porcul mic sau ce s-a întâmplat anul ăsta? A fost, deci, cer mii de scuze că scobesc în pâine. Asta înseamnă carne și... Da, dar cât ești de, cât ești de pretențios? Să mai tăiem. Vină, te rog frumos, să facem și un sfert dintr-o jumate, că poate a fost... Poate acolo-i treaba. Căline, ce faci la București? Mergem până la Parlament să promovăm produsele românești și mă bucur că m-ați invitat, că... Chiar vreau, Ministerul Agriculturii împreună cu Federația și cu cei pe la fonduri europene, îmi scap acum, au făcut o aplicație care poate fi foarte ușoară pentru să cheamă CPAC, o aplicație, catalogul produselor alimentare certificate. A, care, serios? Da, e simplă. Acum, știi că moda s-a schimbat o țară. Înainte venea ardeleanul cu brișca, slana și pita. Da. Amu vine și cu telefonul. Dacă poate să vadă aplicația cineva să... Uite, vine puberul în ceva momente. Degeaba i-a râs Loprișan, că el e de la digital, dar n-are WhatsApp. Tu... N-are. Da, noi i-am trimis din porumbei. Am înțeles. Adică arată deci, aplicația care pot să vadă fiecare unde... Oi, ce s-a întâmplat? Ce, în fiecare zonă, deci poate dacă e în Alba, măi, vreau să mânc ceva tradițional, pac, îi dă exact pe Alba să vede, pita de Sântimru să vede cârnațul de la Câmpeni și așa mai departe.
În halul ăsta... De ce ai râs că era chiar o chestie, o chestie... Mă uitam la el așa că toată carnea lui e pe o aplicație acum. În halul ăsta ați ajuns să mâncați de pe aplicație, mă? Și râdeți de mine. Ori vini și vremurile alea. În halul ăsta puneți pe... Și pe un telefon mobil cârnați. Câte produse tradiționale sunt certificate? Acum sunt 650, dar pe aplicația asta sunt și produsele înregistrate... IGP, dopa, de exemplu, majunul de topoloveni, brânza de Ibănești, salamul de Sibiu, se găsesc exact cu cine le produce, unde le produce, cu mici explicații, la fel și produsele montane se găsesc acolo, rețetele consacrate se găsesc, deci foarte, foarte utilă și chiar m-aș bucura, dragii noștri telespectatori, să pot să o folosească ca să mănânce mai curat și mai sănătos și să susțină economia românească. Mi-aș descărca aplicația colegului Oprișan, dar nici net nu cred că are la telefon. Adică el e mai pe... Deci ca să descărcați o aplicație în care eu să văd niște cârnați virtuali, voi sunteți ok? Vă întreb, vă rog, că m-am și aprins. Nu e pe poze, deci voi mâncați cârnați virtuali. Oameni buni. A, pe scris. Da, nu deci e pe nici poze. Măcar nu vedem poze. Îmi descrie cum e cârnatul da, de... Da, atât. Sigur sunteți ok, nu s-a întâmplat nimic cu voi. Ce? Că te duci, bune, da. te duci prin țară. Așa. Uite, te duci spre Alba, da, spre da. Călin. Mă, vrei să știi ce e produs tradițional certificat? Doamne, acolo. Ajută. Da, e sigur eu asta și vreau, da. Doamne, da. Nu, dar poate să face foame. Doamne, ajută, da. Ca să-ți iei ceva la pachet sau să-ți iei ceva pentru ai tăi. Nu te-ar ajuta o astfel de aplicație? Și mă uit pe un cârnat virtual. Nu, mă, nu, dar mă duc după miros. Cum iese un fum, opresc în fața la omul ăla la poartă, dau cu ospitalitatea românească, l-am de un cârnat. Și dai bună, poate îți dau o poză. Că păi poza era cu miros. Ca să-i faci poză, ca să-i faci poftă. Lui, că e mai mâncău așa. Zice lumea, nu e. Dacă trece de Sibiu, ce am putea să-i dăm? Ia. Ai rând. Da. Am. Mi-a lăsat sticle de lapte. Hai să vedem acum. Mergem acum, fii atent. Fii atent. Harta producătorilor. Atât. Acum în București, ia uite-te câte. Dă-mi în București pe militari, ai pățețe mei ceva să mă dăm. Hai să vedem ăsta cine. Aia. Uite, de aici fiecare... Rompa nu că-i pe pâine. Nu, aia rețete cu rețete. Dă ceva pe cârnăciori, ai? Păi stai atunci, stai să scriem aici cârnăciori. Cârnăciori. Sau ne da flămând de șferească, mă, Dumnezeu. Bă, voi ați fost mulți frați când ați fost mici? Nu, dar am mâncat mult toți. Puțin, dar... Mă, nu se vede că aia care au fost mulți frați mâncă foarte repede. Ca să nu-i mânce ăla la lucrare. N-ați mai avut cârnăciori sau... Ce s-a întâmplat cu aia? Că odată dată... Calul din căpătat nu se caută în dinți. Așa e la noi. Pâinea nu prea, adică chiar dacă este din asta tradițională, nu e bună că îngrașă. Și atunci căutăm din ea slănina și cârnăciori. Ce urmează? Mai certificați ceva? Mai sunt produse păi care sunt așteaptă? Sunt produse o grămadă. Sunt care le certificăm. Fiecare zonă are produsele ei. Eu iar am un caz mare și... Și eu. M-aș bucura dacă ar înțelege toți telespectatorii noastre. Ieri am primit de la un producător de brânză o hârtie care o trimite un hipermarket care e taxa de raft. 35%. Și ea vine ăla și zice, mă, oameni buni, dar cum să o dau? Eu dau cu 20 de lei la ăla și mai îmi plătește numai 13. Ce, cum Dumnezeu mă zice să pot eu vinde? Și asta, mă, azi mâine nu mai mânca produse românești, pentru că hipermarketul produsele din țările lor de origine, din țările lor de origine, nu le taxează așa. La noi 35% și zice, bă, iau 13 lei când la 13 lei nici măcar laptele nu mi-l scot. Că dacă pui 2 litri de, pui 6 litri de lapte la o brânză telemea, ori 2 lei, 12 lei. Că 6 litri îți dau la o brânză telemea. Și zice, cum Dumnezeu să poți face eu să vând și eu? Că alimentare de cartier nu mai sunt, că primarii noștri au deschis hipermarketul în mijlocul orașului. Alimentare de cartier unde mai ducea fiecare un producător la alimentare de cărte, nu mai este, zice, la hipermarket 35%, zice, mă, zice, eu cred că până la urmă trebuie să închid. Și m-am gândit, mă, zic, Dumnezeule, mare lucru de în 10 ani eu mai mâncat produse românești, care avem niște produse extraordinare, deci, credeți-mă, am fost în Germania, am fost în Franța, am fost în toate unitățile de producție, la noi mult mai curat, mult mai sănătos și produsele sunt extraordinar de bune, produsele noastre românești. Din păcate, nu știu, se întâmplă ceva de nu mai putem să le vindem. Și atunci, cu siguranță, nu le mai produce. Eu nu am cunoștințe de drept, dar de asta sunt avocatul dumnealor. Nu vreau niciun leu decât plata natură. Și mă duc eu și mă bat cu toate hipermarketurile și cu toate. E și mai scump așa cu plata natură. Nu, a cine să iasă mai scump? Păi producătorii, că la cât ești de mâncău... La cât ești de mâncău, nu știu dacă nu... Dacă mai bine dă-l la 35% taxă de raft.
stai tu. Am vrut să vă ajut, dacă nu ne înțelegem, asta e. Mare, mare. Da, sănătate, da, era asta. Dar tot timpul cu o vorbă bună, Călin Mătieș, președintele Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale din România. Am vrut să-i facem o surpriză lui Oprișan. Așa s-a nimerit. Azi e ziua fericirii. Nu, nu, uitați-vă la ei ce hal de oameni, de hain. Deci, de 7 ani vine, de 7 ani și l-au chemat pe omul ăsta când e post. Atât am avut de zis. Scurtă pauză, ne întoarcem.